că România are suficiente forțe pentru a crea un model de bibliotecă digitală, națională, funcțională și viabilă. Pentru că documente am văzut pe parcursul anilor, la ele am și participat la elaborarea lor sau am fost direct implicată, cred că nu forma documentelor este cea care lipsește, ci conținutul real al lor. În sfârșit, conferința noastră reprezintă o inițiativă. Inițiativa pentru educație și cultură digitală. Și sigur, să zicem așa, proporțion garde, adică păstrând proporțiile, așa cum există inițiativa europeană pentru cloud, condusă de președintele Estoniei, cred că noi, specialiștii, care îndrăznesc să mă număr și eu, putem avea la nivel național o inițiativă pentru cultura, pentru educația și cultura digitală. Nu avem strict nevoie de cei care conduc, guvernele vin și pleacă, proiectele trebuie să rămână, realizările trebuie să rămână și după noi. Și mă bucur că aici sunt generații care pot conduce, care pot duce mai departe munca celor de vârsta mea și a domnului profesor Stoica. De ce această inițiativă DigiCult? Pentru că este nevoie de o reuniune a specialiștilor. Mulți nu sunt aici în sală, mulți nu au putut veni sau poate alții nu s-au mobilizat să vină. Inițiativa este deschisă tuturor, pentru că educația și cultura digitală nu este a unei părți a bibliotecarilor, a unei părți a universităților, a unei părți a tehnologiei informației, este a tuturor și cred că este loc, cum spun adesea, pentru toată lumea. Prin această inițiativă dorim să promovăm proiecte viabile, proiecte interoperabile, pentru că interoperabilitatea nu este un cuvânt la modă, este un cuvânt prezent în toate documentele europene. În sfârșit, tot această inițiativă își propune să aibă inițiative legislative, mai bine zis, să atragă celor care pot face inițiative legislative, respectiv guvernelor și Parlamentului, probleme de legislație pe care știm cu toții, care lipsesc de foarte multe ori și acest lucru știm cu toții. În sfârșit, foarte important, să poată identifica formele de finanțare. Finanțarea, și veți vedea, sunt convinsă în luările de cuvânt de astăzi, finanțarea nu poate să vină întotdeauna numai de la guvern, indiferent cât de bogat ar fi acest guvern. Cred că dacă la finalul acestei dezbateri concluziile vor fi suficient de consistente și eu nădăjduiesc să fie, vom putea face un document care să stea la baza primei inițiative pentru educație și cultură digitală. În sfârșit, ceea ce vom vorbi aici, îl vom strânge și un volum clasic, pentru că, în sfârșit, nu suntem numai în era total digitală, suntem în era de tranzacție, în tranziție între digital și, să spunem, tradițional. Și, de asemenea, vom pune pe site-ul deja existent, pe care cred că l-ați consultat, toate documentele. Înțeleg că rolul sociologilor este extrem de important pentru a păstra un corect balanț, un echilibru corect între rolul bibliotecii, rolul tradițional al bibliotecii și noile forme de servicii bazate pe tehnologie informației pentru utilizatori. Cred că inițiativa noastră a organizatorilor, inițiativa care pornește bottom-up, de jos în sus, inițiativa pentru educație și cultură digitală va prinde un contur mai clar în perioadele următoare, pentru că atâta timp cât există interes și networking, cooperare, lucrurile nu pot să iasă altfel decât așa cum trebuie.